Anul 1919 este important. De ce? Pentru că România a avut ocazia să participe într-un context european, eu sub forma asta văd campania, la limitarea înaintării bolșevismului spre centrul Europei. Cred că aceasta e prima semnificație. Pentru noi ca români, la fel de importantă trebuie să fie și cealaltă semnificație. Așa cum guvernele austro-ungare n-au recunoscut niciodată pe deplin drepturile românilor și așa cum în 1919, în prima parte a anului, când se purtau tratative pentru stabilirea frontierei de vest, guvernele de la Budapesta, căci de acum se crease Ungaria, nu mai era Austro-Ungaria, nu se destrămase la finele anului 1918, n-au recunoscut în niciun fel drepturile românilor asupra Transilvaniei, cu toate că se făcuse declarația de la Oradea. Alexandru Vaida Voievodia se prezentase în Parlament, cu toate că românii creaseră mare adunare națională de la Alba Iulia și într-un fel plebiscitar decisese reunirea, respectând și principiul dreptul popoarelor la autodeterminare. Cu toate acestea, guvernele acelea n-au vrut să audă de nici o înțelegere, de nici o respectare a drepturilor românești, pe de o parte. Pe de altă parte, când a venit Kun Bela, cum spun ungurii, noi zicem Bela Kun, la putere în Ungaria, datorită suportului Moscovei și al Internaționalei a Treia Comuniste, Bela Kun n-a găsit cu cale altceva de făcut, el ar fi avut interes să-și întărească puterea în interior, decât să nu recunoască dreptul României asupra Transilvaniei și să amenințe cu invadarea României. În acel moment, regatul României, care ieșise totuși victorios din primul război mondial, chiar dacă noi cu o zi înainte am reluat ostilitățile de partea Antantei, regatul României a avut cuvânt să-și îndeplinească misiunea de apărare a fruntariilor țării, pe de o parte, dar, repet, pentru mine și mai importantă este misiunea de împiedicare a avansării bolșevismului, care, dacă prindea rădăcini la Budapesta, ajungea până în Bavaria, pentru că a fost o încercare de instaurare a unei republici sovietice la München. Așa cum Ungaria era declarată Republica Ungară a Sfaturilor, ceea ce tradus în limbaj sovietic înseamnă Republica Sovietică, că soviet înseamnă sfat. Consiliu. Toate aceste lucruri au dat cuvânt autorităților noastre, de la cele politice până la cele militare, să facă această campanie, să oprească agresiunea unui est dictatorial și bolșevic asupra vestului, care era unul concurențial, unul aducător de profit și care, prin experiența istorică de la sfârșitul renașterii încoace, își dovedise eficiența, valoarea și chiar democrația. Prin urmare, România a participat la acest joc internațional, pe scena internațională. A participat ca un protagonist atunci, adică a fost între actorii principali. Sigur că autoritățile Antantei au știut și au aprobat această campanie și tot ele au spus că momentul e de retragere și că de acum Ungaria va fi democratică. N-a fost democratică pentru că a fost înlocuit un dictator de stânga cu unul de dreapta, care nouă ne-a fost primejdios, fatal până la urmă, pentru că datorită regimului lui Horthy Miklós, jumătate din Ardeal, cu mai mult de jumătate locuitori români, a trebuit să stea între 1940-44 între granițele unui stat dușman. Dar revenind la 1919, campania este o realitate a istoriei noastre. Noi trebuie să o studiem, nu în mod triumfalist. Să recunoaștem care au fost împrejurările internaționale. Se poate întâmpla ca soldații români și chiar unii ofițeri să nu se fi purtat cu mănuși, că războiul nu este pace. Dar faptul că armata română a ajuns acolo a fost poate și o răzbunare a istoriei într-o formă sau alta. Să ne înțelegem bine, românii n-au ocupat Ungaria. Românii nu s-au dus să ocupe Budapesta. Românii s-au dus să împiedice, cum se spunea și se scria atunci, pe cinginea roșie. Ceea ce au reușit.